Sistemul de supraveghere al orașului va avea 20 de camere video noi, care se adaugă celor 70 montate în urmă cu câteva luni. Imaginile vor fi urmărite în dispeceratele Inspectoratului de Poliție Argeș, al Poliției Locale și Poliției Municipiului Pitești, de unde se va comanda și intervenția în caz de necesitate. Șefii administrației locale de la Pitești fac astfel o investiție 2 într-unul. Pe lângă supravegherea video, combat și efectul disponibilizării polițiștilor. Este o dorință a noastră să mărim gradul de siguranță a cetățenilor, dar asta nu înseamnă că poliția nu va fi prezentă pe străzi, dar va fi prezentă poate mult mai discret, având în vedere și reorganizările care se preconizează. Reorganizările exact dat afară, egal dat afară, adică disponibilizări egal pierderea locurilor de muncă. Piteștenii nu se dau înapoi de la a fi urmăriți, ba spun că se vor simți mai protejați față de cei cu gândul la faptele antisociale. Eu cred că este foarte bine, sigur că da. Se întâmplă atâtea lucruri pe străzile noastre încât e foarte bine ca cineva să observe, nu? Categoric, da, eu consider că sunt utile, într-adevăr, și mai ales tineretul ăsta se simte mai în siguranță dacă ar ști că sunt montate aceste camere de... Deci nu credeți că e o investiție proastă, din potrivă? Nu, cu adevărat e o investiție foarte bună și o idee foarte bună. Investiția, nu, depinde de... Știe primarul ce are acolo în bugetul lui, dar depus camerele foarte bine. Unele vor fi mobile, rotative, altele vor fi fixe. Avem în vedere intrările, ieșirile din oraș care nu sunt monitorizate, dar și zone centrale și zone din cartier. Camerele vor fi montate în luna septembrie în marile aglomerări rutiere din oraș, Calea Drăgășan cu Libertății, Războieni cu Nicolae Dobrin, pe strada Dumbravei, bulevardele Nicolae Bălcescu, Republicii, piața Vasile Milea, piața Primăriei, piețele agroalimentare din oraș, intersecția străzii Eroilor cu bulevardul Republicii, intersecția Calea Bascov cu strada Depozitelor și strada Armand Călinescu. Până la sfârșitul anului vor mai fi achiziționate și alte camere de supraveghere.